salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Bibliei, Contra curentului. Cu siguranță ne vom pierde dacă ne vom lăsa purtați de curentul lumii, prin comoditatea noastră egoistă și prin indolență punem în pericol sufletele oamenilor. Slujind în orașe. Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 9, cu versetele 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Avem 3 secțiuni, iar după fiecare secțiune avem întrebări de reflecție. Prima secțiune. Lumea se schimbă într-un mod minunat, dar și neplăcut. De exemplu, deși populația globului s-a înmulțit de 4 ori de când s-au născut străbunicii tăi, globul pământesc nu a devenit mai mare. Aceasta te-ar putea face să crezi că mai există doar câteva zone nepopulate în afara orașelor, însă populația a crescut în principal la orașe. Așadar, dacă vrem să ajungem la toți oamenii de pe planetă, ar trebui să ne concentrăm pe orașe. Biblia ne descoperă istoria apariției orașelor. Planul originar al lui Dumnezeu pentru om era locuirea în mijlocul naturii. Idealul lui Dumnezeu pentru oameni nu era aglomerația urbană. Cain, ucigașul, în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, a construit primul oraș. Descendenții lui Cain au ales văile, în timp ce copiii lui Dumnezeu s-au retras să locuiască în izolarea frumuseților naturale ale munților. Odată cu trecerea timpului, tinerii au început să ia pe urmele pașilor lui Cain. Ei au părăsit căminul din munți și s-au căsătorit cu femeile din orașe. După potop, acei urmași ai lui Noe, care, asemenea lui Cain, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au vrut să-l uite, au abandonat singurătatea munților din zona Ararat și s-au stabilit în cetatea Babel, în câmpia Șinear, contrar poruncii lui Dumnezeu. Geneza 1:11:4 citim: haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Observați asemănările dintre orașele de atunci și cele de acum. Cei care s-au îndepărtat de el și-au zidit orașe mari și, înghesuindu-se în acestea, s-au folit cu splendoarea, luxul și viciul care fac ca orașele din zilele noastre să fie mândria lumii, dar și blestemul ei. Însă oamenii care au ținut cu putere la principiile de viețuire date de Dumnezeu au locuit la câmpie și la munte. Cartea Educație, pagina 33. Fericirea nu poate niciodată să fie găsită ignorând instrucțiunile lui Dumnezeu și încă de la început orașele au fost pline de cruzime, de violență și de crimă, de bogăție extremă sau de sărăcie extremă, de necumpătare, de corupția morală și de boală. Orașele au izgonit pacea și liniștea. Deci, de ce anticii au ales orașul în locul vieții la țară? În primul rând, se părea că este mult mai ușor și mai rapid să aduni bogății în oraș. De aceea Lot a ales cetatea Sodomei. În al doilea rând, activitățile artificiale continue din orașe păreau mult mai interesante decât pacea și liniștea relaxantă de la țară. În al treilea rând, societatea orașului nu condamna plăcerile păcătoase, ci le furniza și le făcea atractive. În al patrulea rând, orașele erau concentrate pe procurarea confortului, a comodității și a facilităților vieții, dând o falsă impresie că viața în ele va fi lipsită de trudă și de dificultăți. Dumnezeu spusese că prin sudoarea frunții ne vom mânca pâinea. El ne-a anunțat de apariția spinilor și amărăcinilor care sunt necesari pentru binele nostru. Însă orașele promiteau hrană fără sudoare și înlăturau spinilor și amărăcinilor din viață. Acum, dacă am înțeles ceva din istoria orașelor, putem lua în discuție de ce au nevoie oamenii din orașe și cum îi putem sluji mai bine.
De ce au ei nevoie? În primul rând și cel mai mult ei au nevoie de pace. Viața din orașe nu lasă loc pentru odihnă reală, pentru că este ca valurile continue ale mării. Există un zbucium constant, o activitate continuă și distracție fără oprire. Ei mai au nevoie de sănătate. Stresul, îngăduința de sine, păcatul și poluarea orașelor au slăbit capacitatea oamenilor de a se bucura de viață. Le jefuiesc energia și sănătatea. Apoi, mai au nevoie de libertate, să fie eliberați de sclavia adicțiilor și a modei, de frica de opinia societății și de singurătate. Mulți au nevoie să fie eliberați de abuz și din capcana sărăciei crunte, care pare fără de speranță. Și desigur, oamenii din orașe pare fără de speranță. Și desigur, oamenii din orașe au nevoie de iertare. Păcatul și orașele, aceste două cuvinte, merg împreună. Cum îi putem sluji pe acești oameni nefericiți? Vom analiza acest lucru în următoarele două secțiuni, dar haideți să vedem întrebările de la prima secțiune. De ce au construit oamenii orașul și turnul Babel? De ce nu s-a umplut pământul de ferme de familie? De ce au apărut orașele? Secțiunea 2. O idee populară astăzi este aceea că modul cel mai bun de a-i ajuta pe oamenii din orașe este să trăiești acolo cu ei. Dar sprijină Biblia această idee? Să privim câteva exemple biblice. Iisus, supremul nostru exemplu, nu a avut o casă în oraș. Da, el petrecea multe dintre orele zilei în orașe, dar o mare parte din timpul personal el o petrecea în casele, în grădinile și pe câmpiile din afara orașelor. Atunci când lucra în oraș, pleca seara și dormea în vecinătatea lui. Apoi dimineața se întorcea să-și continue lucrarea. El a crescut afară din oraș, într-un cămin izolat din munții Galilei. Multe dintre predicile sale au fost ținute în zona rurală, unde putea să extragă învățătură din natură și unde ascultătorii puteau fi îndrumați ușor spre Dumnezeu. Mii de oameni veneau, iar mulți dintre ei erau din orașe, ca să-l asculte pe minunatul învățător. Și multe dintre minunile sale de vindecare au fost făcute tot acolo. A urma exemplul lui Iisus va fi mereu un mod sigur și eficient de a ajunge la inima celor din orașe. Dacă practicăm metoda folosită de el, vom avea succes. În Vechiul Testament găsim o comparație excelentă între două căi de a sluji în orașe. Avram a folosit așa numita metodă a vizitei, iar Lot pe cea a stabilirii. În ascultarea de porunca lui Dumnezeu, Avram a părăsit orașul Ur și s-a mutat în Canaan, unde a trăit la țară. Dar Dumnezeu a aranjat lucrurile astfel ca Avram să poată ajuta orașul Sodoma în caz de pericol. Astfel, întregul oraș al Sodomei a ajuns să-l aprecieze pe Avram și să-i cunoască religia. Nu știm câți oameni au părăsit Sodoma pentru a se alătura taberei lui Avram, dar dacă au existat astfel de oameni, ei au înțeles că viața lor depindea de părăsirea acelui oraș plin de răutate. Știm că metoda de evangelizare a lui Avram era foarte eficientă. Familia sa numeroasă consta în mai bine de 1000 de suflete, mulți dintre ei fiind capete de familie și nu puțin noi convertiți din rândul celor păgâni. Ca și Avram, Lot era un om neprihănit. El detesta păcatul Sodomei. 2 Petru, 2 cu 7 și 8, citim: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Lot a viețuit în acel oraș nelegiuit timp de mulți ani. El a avut destule ocazii de a-i ajuta pe sodomiți. Dar câți oameni a salvat Lot atunci când a părăsit orașul? Nici măcar unul. Copiii lui au fost influențați de prietenii lor din Sodoma și prin ezitarea de a părăsi orașul, el și-a pierdut soția.
În Patriarhi și Profeți, pagina 168, găsim scris: când Lot a intrat în Sodoma, a intenționat în mod categoric să se păstreze departe de nelegiuire și să poruncească familiei sale după el. Dar el a dat în totul greș. Deci, în timp ce este nevoie să răspundem chemării lui Dumnezeu de a lucra în orașe, trebuie să luăm aminte la avertizarea dată în cuvântul său. În cartea Evangelizare, pagina 78, găsim paragraful: totuși, Lot ar fi putut să-și ferească familia de multe rele, dacă nu s-ar fi stabilit în orașul acela nelegiuit și imoral. Lot și familia lui ar fi putut să facă în Sodoma toată lucrarea pe care au făcut-o, chiar dacă ar fi locuit într-un loc aflat la o oarecare depărtare de cetate. Dumnezeu dorește să evangelizăm orașele, dar nu după acest model care duce la pierderea familiei. Să-i cerem Domnului înțelepciune, să știm cum să lucrăm înțelept și eficient pentru orașe. Haideți să vedem întrebările de la secțiunea 3. 2. Ce circumstanțe i-au permis lui Avram să-și demonstreze prietenia față de poporul din Sodoma? S-a întâmplat ceva într-un oraș din zona în care locuiești, care le-a dat oamenilor care locuiesc la țară ocazia să ajute cu ceva? Pune în contrast metodele de evangelizare a orașelor folosite de Avram cu cele folosite de Lot, cât și rezultate pe care le-a obținut fiecare. Secțiunea 3. Asemenea cetății Sodoma, orașele de dinainte de potop erau pline de răutate. Enoch a avut un plan de evangelizare a acestor orașe și metoda lui de a ajunge la antediluvieni a fost mai eficientă decât metoda lui Lot de a ajunta cetății din Sodoma. Enoch a umblat cu Dumnezeu și totuși nu a locuit în mijlocul niciunui oraș întinat de tot felul de violențe și de nelegiuire, așa cum a locuit Lot în Sodoma. El și familia lui s-au așezat acolo unde atmosfera era cât mai pură posibil. Apoi mergea din când în când la locuitorii lumii cu mesajul dat de Dumnezeu. După ce își proclama mesajul, el mereu îi lua cu el în locul lui de refugiu pe cei care primiseseră mesajul de avertizare. Oamenii care locuiesc în orașe au nevoie de literatură creștină. Deși trimiterea prin poștă de materiale spirituale are importanța ei, lucrarea personală este mereu mult mai eficientă. Este nevoie de colportori, cei care vând cărți creștine din ușă în ușă. Mii de oameni din orașe vor afla adevărurile soliilor celor trei îngeri din paginile literaturii distribuite prin colportaj în acele orașe. Este nevoie de colportori care să pătrundă în orașele noastre mari cu aceste cărți. În timp ce vor merge din casă în casă, vor găsi suflete care sunt flămânde după pâinea vieții, cărora le vor putea rosti un cuvânt la vremea potrivită. Poate spui: nu sunt pastor, eu nu pot predica oamenilor. Da, s-ar putea să nu fii în stare să predici, dar poți fi mâna de ajutor al lui Dumnezeu. Tineri și tinere, Domnul vă cheamă să vă înrolați în lucrarea sa. Orașele mari au nevoie și de misionari medicali. Metropolele sunt locuri cu oameni obosiți și bolnavi. Mulți dintre aceștia sunt gata să asculte pe cineva care poate să-i ajute să-și recâștige sănătatea. Prin misionarii medicali din orașe, mulți vor fi eliberați din robia necumpătării și cu mintea curățată prin adoptarea de obiceiuri sănătoase, vor fi capabili să aprecieze și să înțeleagă adevărurile pentru acest timp. Orașele au nevoie de biserici unde credincioșii să vină la închinare. Orașele au nevoie de școli elementare adventiste care să-i educe pe copii. Dumnezeu a intenționat ca aceste instituții să fie lumini în aceste locuri întunecoase. Mult mai mult poate fi făcut pentru a-i salva și educa pe copiii acelora care în prezent nu pot ieși din orașe. Aceasta este o chestiune vrednică de cele mai mari eforturi. Trebuie întemeiate școli elementare în cadrul bisericilor pentru copiii din orașe,
iar în legătură cu aceste școli trebuie luate măsuri pentru predarea studiilor mai înalte, acolo unde aceasta se cere. Găsim acest paragraf în Îndrumarea copilului, pagina 306. Lucrarea medicală misionară, distribuirea de literatură, bisericile și școlile pregătesc calea pentru campaniile evanghelistice finale din orașe. Orașele sunt câmpuri misionare vaste și ele au nevoie de proiecte mari pentru a fi ajutate. Probabil că cel mai bun serviciu pe care poți să-l faci acum pentru orașe este să te pregătești să fii colportor, misionar medical, evanghelist, pastor sau profesor de școală elementară. Apoi, când ești pregătit, sacrifică săptămâni sau chiar luni uneori pentru a salva oamenii care mor. Întrebarea de la secțiunea 3. Deși Enoch a lucrat adesea în orașe, el, în mod înțelept, a ales să trăiască în afara lor, urmându-i exemplul ce pericole fizice și spirituale poate evita o familie de astăzi. Întunericul spiritual care acoperă întregul pământ în zilele noastre se intensifică și centrele aglomerate. Slujitorii Evangheliei descoperă că în orașele mari este cea mai mare lipsă de pocăință și cea mai mare nevoie. Fiți binecuvântați pentru ca să deveniți mari misionari în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul cu voi!